7 aprilie 2023. Prunii sunt încă la buton verde. Merii sunt la urechiușă. Perii abia mijește un pic de culoare, se apropie de buton. Piersicul, Alex e în plină floare, piersicul, Filip un pic am șifonat. Caișii, greu de spus acum că sunt foarte mici, au rămas ceva, vreo două caise din caisul, așa zis, columnar. Iar din Umberto sunt vreo două floricele, dar cum am spus, sunt mici și nu tragem acum o concluzie. Plouă de câteva zile bune, albina nu zboară, o să vedem ce piersici se fac. Sperăm să se îndrepte vremea la prun, atunci când vor înflori să zboare albinele. Între timp mi-am cumpărat o jucărie, un soi de, să zicem, imprimantă care scrie etichete, dar una care le embosează, deci nu are baterii, nu merge cu curent, pur și simplu pe o bandă de 9 mm autoadezivă imprimă litere. Deci ele ies așa un pic în relief. Da? Și această etichetă se poate lipi apoi pe un alt suport. Eu am aceste etichete pe care tot am scris cu marker permanent, dar nu prea e așa permanent, că se șterge tot timpul, și atunci o să le lipesc, da? Așa pe etichetă. V-am spus că aici de sub este o parte adezivă, da? Deci se dezlipește și e o parte adezivă și le voi lipi pe acest suport. Ca să fiu sigur că durează mai mult, o să le pun și două picături de adeziv suplimentar sau 3 la capete, pentru că din experiența colegilor durează cam 2 ani până acest adeziv își pierde aderența. Deci cât timp plouă și nu putem să intrăm în grădină, e ud, mai am încă de strâns resturile astea unde am în urma tăierilor, ne jucăm cu aceste etichete. Mulțumesc!